Cu toții suntem martori, domnule Șerban Nicolae, la acțiunile dumneavoastră lipsite de politețe. Cred că e un cuvânt blând pentru comportamentul dumneavoastră. Și nu abuzați de funcție ca să ne țineți teorii despre prezență sau nu. Întotdeauna. De-aia credeți că vă puteți permite să faceți orice în țara asta, inclusiv ordonanțele astea de 2 lei. Domnule Șerban Nicolae, nu puteți într-o democrație să invocați votul pentru fiecare impolitețe sau lipsă de sau ilegalitate pe care o faceți. Așa este. Nu puteți. Deci vă rog să aveți, să reveniți în cadrul normal. Abțineți-vă să mă mai rugați ceva. Păstrați pentru cine vă permite asemenea comportamente. Eu nu vi le permit și credeți-mă că n-am cum să iau în considerare mitocăniile. Nu, vă rog frumos să abțineți-vă. Eu nu am făcut nicio invitație, ca să fie foarte clar. Și eu sunt primul care fac invitație. Nu mă interesează, eu am spus. Ce, cum adică ce? Cine a invitat de la staff? Și v-ați lămurit? Cum să dau cuvântul stafului? Doamna senator, ce Dumnezeu, în ce lume trăiți? Domnule președinte, e o problemă pe care dumneavoastră ați generat-o. Tocmai ați dat afară pe cineva după bunul plac. N-ați consultat comisia, n-ați consultat pe absolut nimeni, ați trântit o idee și ați dat afară un om pentru că așa v-a plăcut. Mie mi se pare nepoliticos și am pus o întrebare stafului. Au făcut un demers sau nu? Ce frică vă mai e de serviciu? Domnule Șerban Nicolae, 7 ani de acasă n-au legătură cu serviciile sau altceva. Dar de unde până unde faceți mai asta educație? Citiți regulamentul. Am făcut apel la regulament. Nu mai dați oameni afară din sală când vă tună, că nu e în regulă, indiferent cine este. Mâine, poimine, o să dați opoziția afară din sală. Certați-mă cu populismele astea plângăcioase. Lăsați-le pentru altă dată. Încercați să impresionați pe altcineva. Dacă erați așa puternică, vă duceați la miting, să vedem cum vă primeau mitingiștii. Oh, dar am fost, domnule președinte. Fost, dar cred că nu are relevanță. Vă rog să... Trecând peste accese.